Echipa noastră a discutat cu mama fetiței care ar fi fost omorâtă. Nadejda afirmă că prietena ei, în grijă căreia i-ar fi lăsat fiică de nici 2 anișori, ar fi încercat să o ducă pe urme greșite. Inițial, aceasta i-ar fi zis că a transmis copilul rudelor. Din această cauză, Nadejda zice că nu s-ar fi adresat din primele momente la poliție. Iată ce ne-a povestit ea. Ei mi-a spus că au fost și-au luat-o două persoane, o fată și un băiet. Nu știu de așa mă gândesc, și în poate. Am sunat și la nispore, nici la tăti neamuri mele am sunat, n-am găsit-o la nimeni. După așa am văzut că nu o găsesc, că m-a pierdut la Chișinău, pe sectorul Ciocana, la inspectorat. Peste o zi de la dispariția copilei, Nadejda s-a adresat la inspectoratul de poliție a sectorului Ciocana, din capitală. Atunci oamenii legii au început căutările. Primul care ar fi ajuns suspectat de dispariția micuței a fost bunicul ei, Nicolae. Sunt vreau spune, tu știi, eu să preci să unde-i fata. Mă atâns că nu știu, pun și cap pe trunchi, eu nu știu nimic. Nu vrei să pui, sui în mașină și ai cu noi. M-a dus Poltava, m-a dat jos din mașină. O să nu te ucidem, te dacă nu spui unde-i fata. Dacă nu știu, zic, eu pun cap pe trunchi, am ia-mi luat niște zile și inima de mine. Dacă știu aproape de oraș, o scole, o să știi că e și arestat. Dar n-am pentru și nu vinovat cu nimic. O să deodată să ai 72 de ori, pe urmă să dăm 30 zile. Până la oară, orele 12, mă cheamă, că dăm, eu zis, ba de acolo, așa nu spus. O să vină, te rog, la noi în cabinet. Așa să spun scaun, să facem o cafea, zic nu. Scocan de apă, dacă se poate. Nu ați o can de apă, și că așa să spun scaun. O să că cu și duci acasă, o să te eliberăm, o să că fetița s-o găsit. Și unde e fetița nu? Și că nu-i, o să că nu-i în viață, am găsit-o, dar moartă, o să că. Nici nu poți să bănuiești că există atâta cruzime pe pământ și cineva a putut să facă așa lucruri oribile. Eu personal mă dezgust total. O ură, să zic, chiar o ură față de cei care au făcut faptul odată. Și după care am mai ascultat știrile propriu-zise date de către IGP. Când ascultam, practic, să zic așa, eu am să zic adevărul, nu am ascultat până la final toată povestea, că mi se, hai să zic simplu, nu vinea a crede că se pot întâmpla lucruri de astea la noi. Cam eu ceea ce am observat, că însăși ofițerul de poliție care povestea despre detaliile șocante ale acestei povești, el avea emoții. Deci oamenii legii care au văzut multe în viața toți lor. Toți care vorbeau, toți practic, hai să zicem, parcă era un scenariu din science fiction, ceva, un film de groază care mi se pare o jucărie, da? Pe lângă ceea ce, de fapt, noi conștientizam că la noi, în Republica Moldova, în secolul 21 se întâmplă astfel de fapte, de cazuri, care chiar sunt strigătoare la cer. Nu știu, după mine este urât de tot. Dar când s-a povestit despre presupușii pe atunci încă bănuiți, da? Deci presupușii făptași ai crimei, Cornelia, tu la ce te-ai gândit? Știți? Doi tineri de 19 ani. Deși lucrez la spital și negătând la această situație, eram și sunt șocată și mai mult sunt șocată de persoanele care au putut face așa ceva. Este un caz, nu că ieși din comun, este prea moale spus. Domnul polițist este șocat. Medicii sunt șocați, întreaga societate strigă. De ce? Deoarece așa un caz, eu cred că nu a mai avut loc într-o societate civilă, cel puțin în ultimii câțiva zeci de ani. 19 ani, atât au presupușii făptașii ai crimei, Tatiana. Eu n-am avut curajul, sincer să vă spun, să privesc știrea până la final. Pentru că chiar mi este greu și acum să vorbesc, pentru că pentru mine nu sunt oameni. Deci, ce trebuie să ai în cap, în suflet, ca să ridici cel puțin mâna pe un copil, ne vorbim deja ce au făcut ei. În această seară vorbim despre cazul înfiorător din capitală care a șocat întreaga țară. O fetiță care nu a împlinit nici 2 anișori a fost omorâtă cu bestialitate și în chinuri groaznice. De moartea micuței este învinuită prietena mamei ei de 19 ani și iubitul acesteia.
Potrivit poliției, înainte de moarte, copilul a fost chinuit, înțepat cu furculița și bătut cu deosebită cruzime, iar când și-a dat suflarea, călăii săi ar fi încercat să scape de cadavru. Corpul neînsuflețit al fetiței a fost descoperit într-un șanț de pe strada Uzinelor din Chișinău, fiind învelit într-o plapumă veche și acoperit cu gunoaie. Ulterior s-a stabilit că trupul micuței a zăcut acolo timp de 3 zile. Detaliile acestei tragedii sunt cu adevărat înfiorătoare, iar toți se întreabă cum presupușii ucegași au putut să comită o asemenea grozăvie. Principala învinuită este o tânără de doar 19 ani. Ce spune ea despre crima care îi se impută și ce destăinuire a făcut înainte de arest? Aflăm de la mama ei, care a acceptat să vină astăzi în platoul nostru. Având în vedere gravitatea cazului, noi am decis să-i protejăm identitatea, așa că nu-i vom arăta fața și nu-i vom divulga numele. Cunoaștem că fiica dumneavoastră era prietenă cu Nadejda, cu mama fetiței ucise, de mult timp. Dumneavoastră probabil o cunoșteați pe Nadejda, acest copil, poate chiar. Da. Spuneți-mi, vă rog, cât de des fata dumneavoastră îngrija de acest copil? E de multe ori îngrijat de fata asta, pentru că Nadejda i-a lăsat, mai ales în ultima vreme, de când nu și-a pus să întâlnească cu băietul ăsta, de vreo 3 luni de zile în urmă. De-a mers de la Chișinău la băietul ăsta și Nadia tot îi zice, Adelina, ți las fata la tine vreo 2-3 zile, că zic că n-am că și-o hrăni, că l-am mâncat vreo 2 săptămâni și zic că soții tu s-o hrănești. Fetii îi sfășie jele de fată și o ține, o lua să o hrănească, dar spune pe 2 zile, nu mai mult. Dar e dacă spune 2 zile, e mai multe zile o lăsa. E până scăpa și ieșe din cameră la fata așa. Dar ultima oară, fetița, cât timp s-a aflat la fiica dumneavoastră? Ultima oară am uitat când s-a întâmplat cazul ăsta, de undeva de pe data de 20-23 octombrie. Știți precis câte zile a stat fetița la undeva fiica dumneavoastră? O stat așa mai mult de săptămână, undeva 8-9 zile, cam așa ceva o stat. Așa, și a fost cea mai lungă perioadă? Eu asta o știu, dar până am ei nu mai spus că o dată 2 săptămâni, așa ne-o sfata mea, dar atunci nu știem precis, că nu ne-o spus, e ca cât șede, da. Eu vreau să știu, fata dumneavoastră o făcea ca să câștige niște bănuți în plus, fiind bună? Dar ea nu era bună. Gratuit? Ea nu era bună, ea o lăsa, pentru că ea știe că Nadia amblă drumurile și era jel de fată, dar nu o lăsa, că Nadia nici nu avea bani, nici nu lucra nicăieri, ea numai îmbla pe drumuri, îmbla din sat în sat la băieți. Deci fiica dumneavoastră nu a fost plătită, nu. O bonă plătită ca să stea cu copilul. Nu. Știm că fata dumneavoastră nu avea copii, având 19 ani, bine, mă rog. Dar cum se descurca ea să îngrijească un copil mic, neavând experiență? Dar eu mai stau și cu băietul meu, mai am un băiețel mititire și mai stau cu băietul meu, știe cum șuede copilul și... Dar de mâncare, băietul s-a lucrat și învăța și lucra și el aducea și... Prietenul fiicei dumneavoastră. Și el, pe lângă dânsa, hrănește și copilul ăsta de-a. Tânăra care acum este învinuită de omorul copilului de nici 2 anișori, locuia de o vreme la Chișinău. Fata nu muncea și își petrecea zilele alături de iubitul său, în apartamentul pe care îl închiria. Haideți să vedem ce am reușit să mai aflăm despre ea. Atenție la ecran. Tânăra de 19 ani a crescut într-o familie cu 6 copii. De la o vârstă fragedă, ea a rămas orfană de tată. După ce a terminat gimnaziul din satul natal, fata a mers să învețe meseria de cofetar. S-o lua cu fată și o lepăda școala. La scurt timp, însă, tânăra a abandonat studiile în culinărie. Ea a decis să încerce o altă profesie. S-a mutat la Chișinău pentru a deveni frizer, dar nu a izbutit nici în acest domeniu. Și am uia cu o lună urmă, mai mică, odată la Chișinău, la cursuri de coafură. Și ea s-a dus vreo 2 zile să învețe, dar profesoara vorbea pe limba rusă și ea nu înțelege rusă. La Chișinău, tânăra l-a cunoscut pe un băiat originar din Sângerei. Iubiții acuzați de omorul fetiței locuiau împreună într-un apartament de pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana din Chișinău. Anume acolo micuța și-ar fi dat ultima suflare. Și el când dușe, întotdeauna cu ei e ușa, pentru că dacă o lăsa așa, noi nu mai dușeam înainte. Ei mai chema fieci pe colo și-a făcut gălăjie. El nu vrea ca să îmbli cu fieci.
Sora învinuitei nu crede că tânăra ar fi fost în stare de o asemenea crimă. Ba mai mult, ea ar fi avut mai multă grijă de această copilă decât propria ei mamă. Nu cred că el a iubit tare mult și Nadia când îmbla cu dâns pe drumuri, apoi el tot o suna și se nerva pe dânsa și îi zice Nadia să oprinești pentru că lași copilul, ești la hrănești, nu-ți bate joc. Cum s-a întâmplat că cea care ar fi fost ca o mamă pentru copila de aproape 2 ani i-ar fi luat zilele? Dar și ce detalii uluitoare ar fi spus ea apropiaților înainte ca să ajungă în cătușe? Aflăm în scurt timp. Eu văd cumva că încercați să ne desenați un portret destul de pozitiv al fiicei dumneavoastră. Că a fost grijulie, că a încercat să-și ajute prietena, că era mai mult decât o mamă pentru acest copil. Și de aici vreau să vă întreb, dumneavoastră, totuși, admiteți faptul că fiica dumneavoastră putea să omoare acest copil? Da, nu-mi vine a crede să o omoră, decât tot timp avea grijă, că Nadia trebuie odată să alesă o femeie de la Elovene, a să alieie. Că noi am găsit, eu venit odată la mine și o să ai copchil pe o zi la mine și eu când am văzut în stare copchilul și cum își bagi dâns și am din sat în sat, am sunat la asistenta socială din Pașcani. Și asistenta socială a zis așa, a zis că, dar cine sunteți dumneavoastră pentru dânsa, de să vă bateți atâta capul? De am zis că, da, dar e copil mititier și din sat în sat, poate e supăriețul că luați copilul ca ies al, să nu mai umble drumul și să stă împere acasă. Și eu a zis așa, a zis că noi știm familia asta, noi suntem sătui de familia asta, de-am zis că mamă să adică te-o mă aduc, adică bunica, fetiță, eu zic că îi bat tot timpul. Și m-am și am zis că dacă mai bieți, noi îți luăm copilul, dar e așa, a zis că eu am crescut 5 copii sau 6, nu știu câți copii are, îmi pare că 6. Eu am crescut 6 copii și au zis că nu ne-a luat nimeni la orfelinat, nu ne-a luat nimeni statul, dar cum vă gândiți copilul ăsta, să-l pot crește? Dar asistenta socială așa, eu zic că da, o să vede cum îl creșteți, că a lăsați, vă duceți pe mahal, sunteți în stare de ebrietate și au zis că copilul și-a de acasă singur. Eu știu că v-ați întâlnit la Hâncești. Cu fiica dumneavoastră, chiar înainte ca poliția să afle despre crimă. Dacă puteți să ne spuneți despre ce ați discutat atunci. A fost poliția la noi în Sarașe, a fost, că e, era la Chișinău și trebuie să întâlnească cu Nadia, că deodată s-o spăriesc, deodată s-o scolat un băiat și o fată, i-a dat copilul. Și trebuie să întâlnească cu Nadia să cați copilul. Și Nadia nu a mai venit, că era nu știu unde, prin... sau ce ați discutat atunci când v-ați întâlnit, da, la Hâncești cu ea? Și amuia, poliția a zis că a venit acasă la noi și așa a zis că căsătul din pământ, că e prima vinuit, copilul a fost la dânsa. Și în seara și n-am dat de dânsa, dar două zămas la Hâncești și am sunat pe numărul Valerica și am zis că Valerica, unde sunteți, cadeți că eu vin în Hâncești și adim la Chișinău. Și am stat o lucruță acolo, Hâncești și el a venit. Ne-am întâlnit aproape de piață. Și am zis, Adelina, eu dacă n-am știut, că eu știam că eu o scolăsat copilul, l-a dat la un băiat, la o fată. Mă interesează ce a spus, deci ele au venit ambele. Da, ambele erau. Deci fata mai mare, da, și da, fiica dumneavoastră mai, da, mică. Da. Ele erau împreună. Da, da, erau împreună. Ce v-a spus fata mai mare, mă interesează, în grijă căreia a fost lăsat copilul? Ce v-a spus ea despre dispariția micuței? Ei ne-a spus că a venit un băiat și o fată și o lua deodată, așa ne-a zis. Că l-a luat și l-a dat, dar cu le-a dat? O zic, dar nu-i cunosc o fată cu părul blond și un băieț trăin. Și o zic, eu i-am dat că trebuie Nadia, o zic, că ne-o sus mai înainte de coză. O zic, ați vișnia va de neamuri de mele să iei copilul, dar tu nu ne-l dai, așa o zic. Și eu, de-am, nu aveam nici pampe, nu aveam nimic și o zic, că i-am zis, Nadia vine și se fata și eu zic, că vine și nu mai vine și o zic, că am gândit că eu o trimă și l-am dat. Și trebuie să vin și eu la Chișinău cu dânsa, dar în timpul ăsta mai vin acasă un băiat. Dar spuneți-mi, vă rog, după aceea ați anunțat-o că o caută poliția. Da. Ea ce a făcut? E nimic, o zic că mă duc doar la Chișinău, pe Ciocana, să vărghez, să văd acolo, așa ne-a dus. La poliție? Da. Așa v-a spus? Da, și eu singur s-a dus. Și mai mult decât atât, nu v-a povestit nimic despre moartea micuții? Nu, nimic nu i-a povestit. Chiar am întrebat, n-a spus unde-i fata. Eu zic că le-am dat la un băieț, la o fată și așa, tatăl ne-a mai mult, nu ne-a sumit. Dar spuneți că împreună cu ea era și sora ei mai mică. Da. Vă aduceți aminte ce comportament aveau ele amândouă? Păreau stranii, păreau da, nu, schimbate la față. Nu erau schimbate, că nici nu a dat mult, că trebuie să merg și eu cu dânsul la Chișinău și în timpul ăsta ne-a sunat un băiat de acasă, mai am un băiat care a mâncat niște prăjituri și a început să-și iei rău și a spus, mamă, vine când e rău, mă cheam salvarea. Și eu am zis, Adina, dar eu nu mai pot merge la Chișinău, mă duc la acasă, cheam salvarea. Și m-a zis, dumneavoastră, în acel moment, v-ați gândit la ceva rău?
Dar nu m-am gândit. M-am gândit așa cum a zis echipele, că a venit un băiat și o fată și el o dat. Așa m-am gândit. Nu m-am gândit la ceva. Spuneți-vă, rog frumos, fata dumneavoastră, până la cazul dat, a fost vreodată în vizorul poliției? Da, au fost așa, era cu niște fete, după ce am plinit vârsta de 18 ani, s-o lua la o cealaltă cu o fată și s-o lua la bătaie, s-o lua la bătaie. Ele amândouă și apoi mai sărit și așa la niște fete. Și atunci ce v-a spus fiica dumneavoastră când s-a bătut cu niște fete? Uite așa că a dus fata și i-a dus niște cuvinte necenzurate și s-o lua la bătaie, s-o lua amândouă, început și așa și așa, amândouă s-o bată și pe urmă sărit, mai sărit alte fete. Au fost ele trase la răspundere, n-au fost? Da, nu au fost trase la răspundere, că au dosar penal, dar nu au fost trase la răspundere. Au dosar penal. În afară de ce s-a bătut cu altcineva, cu o fată, este un dosar penal intentat. Mai are vreun caz? Da, mai are un caz cu o fată de la Hâncești, s-a dus și o spus că adem să luăm niște haine la un verșoar de-a mea și ea nu știu și s-a dus și ea, dar fata așa care le-a luat pe dânsle, s-a dus și a luat niște haine dintr-o casă veche. Dar fata și el la Hâncești și-a luat-o, scai că ia o verșoară care are multe haine și așa ne dă ei. Și ele s-a dus, dar când colo că erau de la o fată străină. A ele înseamnă că mai iau încă furt vreau da, dosar. Da, dar ele nu, ele că tare s-au dus cu fata aslantă, nu, ele nu știu, s-au dus că le-au chemat, că hai să luăm niște hani la o verșoar de-a mea și au zis fata și la Hâncești. Bine, mai mult n-au nimic. Și dumneavoastră, ca o mamă, dacă știți că odată a fost implicat într-o bătaie, odată într-un furt, și tot, e bineînțeles că vă înțeleg, sunteți mamă și îi țineți acum apărare, dar dumneavoastră cu ea când vorbiți, i-ați făcut, i-ați spus vreodată că nu e bine ce se întâmplă? I-am zis de multe ori că nu se poate să facă așa, i-am zis, dar sie cu mai multe fete să duc acolo și... Mă enervam că era rău fetița așa. Când vedeați că o hrănești cu glot, nu ați putut să-i cumpărați o chiflă? Eu aș străga, cred că, dacă aș putea. E secolul 21, centrul Europei. Dar nu vine să cred că e omorât-o. Un șarpe pe lângă casă și ai grijă de el mai bine decât să avea grijă de copilul ăsta. Este adevărat că sora ta a contactat-o pe Nadejda, mama fetiței, la scurt timp după decesul ei. Omorul fetiței de un an și 10 luni în sectorul Ciocana din Chișinău a îngrozit întreaga țară. Medicii sunt șocați, întreaga societate strigă. De ce? Deoarece așa un caz, eu cred că nu a mai avut loc într-o societate civilă. Chiar o ură față de cei care au făcut fapta dată? Nici nu pot să bănuiești că există atâta cruzime pe pământ. Sfârșitul micuței a fost unul îngrozitor. Potrivit polițiștilor, pe corpul fetiței au fost găsite mai multe răni de la o furculiță, care i-a fost înfiptă în spate, și urme de lovituri pe tot corpul. La tâmplu era foarte mare rană deschisă. Eu a fost chinuit ca Iisus Hristos. Furculița a spart-o în spate. Tânăra de 19 ani, în grija căreia a fost lăsată micuța, nu este singura acuzată de această crimă teribilă. Potrivit polițiștilor, și iubitul ei ar fi fost implicat în omorul copilului. Dar nu-mi vine a crede să o omorâi, de cât timp vei avea grijă, pentru că Nadia tot îi zice, las fata la tine vă 2-3 zile, că zic că n-am și o hrănit, nu am mâncat vă 2 săptămâni și zic că soții tu să o hrănești. Dar e dacă spune 2 zile, e mai multe zile o lăsa. E până scăpa și ieșe din cameră la fata așa. Chiar și așa, bunicii fetiței decedate se tem că cei vinovați de moartea ei ar putea rămâne nepedepsiți. Dacă o eliberează, e pățești cum o păți fata și mă duc eu în pușcărie. Și o păți copilul ăla și să așa pățești. A fost poliția la noi în Sara și eu, fost că e, era la Chișinău și trebuie să întâlnească cu Nadia, că deodată s-o spăriez, deodată s-o scolat un băiat și o fată, i-a dat copilul. Ce destăinuire ar fi făcut presupusa ucigaș înainte de a fi încătușată? Dar și unde s-ar fi aflat în tot acest timp mama micuței? A sunat la asistenta socială din Pașcani. Și asistenta socială a zis așa, a zis că, dar cine sunteți dumneavoastră pentru dânsa, de să vă bateți atâta capul. Mărturiile personajelor cheie și detalii ascunse ale crimei șocante de la Ciocana, astăzi, în emisiune. În această seară vorbim despre moartea tragică al unui copil de aproape 2 anișori. Cadavrul fetiței a fost descoperit într-un șanț de pe strada uzinelor din capitală, învelit într-o plapumă și acoperit cu gunoaie. Acesta a stat acolo 3 zile.
Potrivit polițiștilor, micuța ar fi fost omorâtă în chinuri. Învinuiți de crimă odioasă sunt o tânără de 19 ani, amica mamei fetiței și iubitul ei. După ce ar fi omorât copilul, cei doi le-ar fi spus rudelor micuței că ea a dispărut. Noi am reușit să discutăm cu apropiații tinerei învinuite și am aflat că, înainte să fie încătușată de polițiști, tânăra ar fi făcut destăinuiri înfiorătoare surorii sale. Despre ce a povestit fata? Aflăm acum. Sora ei a venit astăzi în platoul nostru. La fel ca și în cazul mamei sale, ne vedem obligați să-i protejăm identitatea, așa că nu-i veți vedea fața și nu-i vom divulga numele. Bună seara! Bună seara! Îți mulțumesc că ai venit astăzi la noi aici și sper să ne povestești mai multe lucruri. Mai întâi vreau să te întreb, ai spus colegilor mei că ai discutat cu sora ta mai mare în seara în care fetița chiar a dispărut. Despre ce ați vorbit, dacă poți să ne povestești? Eu am vorbit cu dânsa înainte ca să... Înainte de cazul ăsta, la amiază am vorbit. Așa? Ea trebuia să duc în sat cu prietenul ei și m-a rugat să spun mama la copil să vie să iei fata. Și m-a sunat pe internet și am vorbit și prietenul ei era de-am dus în sat, ea era cu fetița la masă și mai mult n-am vorbit cu dânsa. Fetița încă era vie? Da. Iar atunci când copilul a dispărut, sora ta ți-a spus ce s-a întâmplat? Știu că ați vorbit de două ori și vreau să știu mai întâi prima oară ce ți-a povestit ea. A doua zi... Unde a dispărut copilul? Ce ți-a spus? Mi-a spus că odată copilul l-a ufat și l-a îmbăiat. La fel ca și mamei voastre. Da? Deci aceeași versiune era. Așa. Și, dar ea a zis cine erau acele persoane? Ea le cunoștea? A spus că sunt din partea lui mama fetei. Nadejdei. Da. Și atât. Ea nu ți-a descris, nu a zis cine sunt. Pentru că eu am înțeles că voi sunteți foarte apropiate. Chiar poate voi mai apropiate decât cu mama. Vă spuneți cam tot ce aveți în viață, nu? Da. Ea ți-a descris pe acești oameni cine erau? A spus că un băiat îmbrăcat în negru înalt și o fată blondă, fără blondă. Și gata, la față nu i-a văzut, așa mi-a spus. Și totuși le-ar fi dat copilul? Așa a spus ea. Ție nu ți-a trezit nicio bănuială aceasta? Mi-a trezit, dar crezut că... Mi-am dat seama că ceva jeștic, dacă nu i-a văzut la față. Nu putea, da? Că sora, tu o cunoști bine. Mm-hmm. Era a doua zi, din câte știu eu, voi v-ați întâlnit din nou la Gara de Sud, din Chișinău. Și atunci sora ta a făcut destăinuiri șocante. Da. A venit momentul să le auzim și noi. Atenție la ecran. Și eu am zis, hai să ne întâlnim pe 29, ne-am întâlnit la Gara de Sud și nu știu, ne-a povestit. Mi-a spus că fata și ea întotdeauna a vărsat, că a fost la dânsa, chiar și m-a sunat pe mine și pe Nadia, a zis, e fata că varsă, că e bolnavă. Și au zis că se uitau la calculator și cum a fost la bucătărie, spui să mănânci și la fata i s-a făcut rău, nu vărsă, a fost spumă, țcăie și... cu capul, dădea într-o parte și în alta, își dădea ochii peste cap și s-a speriat. Și-a scos ochii tău cu apă, dar nu s-a revenit și... a scos-o la balcon să tragă aer curat, tot nu s-a revenit și-a pus-o pe piernă, a zis că răsflanc. Pe urmă s-a văzut că nu mai răsfla și s-a speriat. Și s-a îmbrăcat, a zis că și-a dus-o și-a pus-o, nu știu, la un pod, așa. Păi, de cine a chemat ambulanță? A spus că nu i-a dat în cap, dar era și cu ușa încuietă și ne desfie ambulanța. În momentul în care Adelina a ieșit peste fereastră cu copilul în brațe, copilul era viu sau mort? I-au spus că nu răsfla, nu știu. A spus că era mort. Plângea, nu știu. A zis că eu nu-s vinovată și plângea, a zis că se teme. Noaptea nu puteți dorme, mă trezesc de somn, ce chiar pare în față, că nu poți dorme, tremura. Spune-mi, te rog, dar tu cum ai reacționat la ceea ce ți-a povestit sora ta atunci, la gară? Eu tot mă temeam, nu știu. Te-ai speriat? Da. Tu de ce te-ai speriat? Pentru că mi-e soră și m-a speriat ce a făcut și nu știu.
Dar zi-mi, te rog, tu ai crezut în ceea ce ți-a povestit sora ta atunci la gară? Atunci alte bănuieli nu ai avut? Că uite, și de această dată ia te minte. Nu. De ce? Pentru că eu când îmi trebuie în zi și... Eu iau așa ghinșor și în zi și nii tăt. Nu mă amăgești. Așa? Uite, eu de ce te întreb? Pentru că ai zis că prima oară ai bănuit că poate să te mintă, că nu ți-a spus totul până la sfârșit. Dar aici ai crezut-o. Dacă poți să ne explici de ce. Pentru că atunci când au zis că odată copilul la și oameni străini, eu i-am zis cum poți să-l dai dacă nu-i cunoști la față și am văzut că e tot tășe și eu cunosc pe dânsa și ne-am dat seama că ceva ascunde și m-am întâlnit cu dânsa și ne-a spus. Dar când ți-a spus că, uite, a ascuns, de fapt, faptul morții copilului, de ce nu ați sunat la poliție sau tu să o convingi? Ei ne-au spus că să nu spun la nimic, ca să o moare, pentru că se teme. Cine să o moare? Ea să o moare singur pe de-asta. Deci ea, de fapt, te-a amenințat că dacă tu suni la poliție, ea se sinucide? Da, așa mi-a spus, da. Dar vreau să știu ce mama ta acum crede. Mama ta știe despre asta? Dumneavoastră știați despre această întâlnire a fetelor? Am știut că s-au dus întâlnirea la Chișinău, dar n-am știut ce s-a întâmplat. Nu o să-mi spui nici ei, nici nu mi-a spus. Dar acum ce credeți? Dar nu vine să cred că e omorât-o. Deci dumneavoastră credeți versiunea pe care ați auzit-o acum de la fata dumneavoastră? Da, da. E spune că chipul cu asta, eu spus că a murit în brațele ei. Așa? Așa cred și eu că știem că Nadia o poartă de pe drum în fiecare zi și plământă și poate ceva s-a întâmplat. Eu nu știu ce a fost în cazul ăsta, nu știu. Dumneavoastră refuzați, credeți sau nu vreți, credeți că fiica dumneavoastră este capabilă de așa crimă? Dar nu-mi vine a crede, știu că avea greu de fata și atât timp și nu pot spun, nu știu. Cel mai trist că... Copilul acesta care a fost, a fost o jucărică, niciuna... Eu am acasă câini, ca să înțelegeți, dar eu am alte emoții și altă grijă față de animal. Copilul ăsta a fost tratat ca o nimică toată. Du-te încolo, vinul coace, adă, du-te... Nu, eu chiar, scuzați-mă, dar nu am... Să revenim la sora fetei învinuite. Din câte am aflat, și tu te cunoșteai bine cu mama acestui copilaș. Da. Iar detaliile pe care ne le-ai povestit despre condițiile în care ar fi trăit această fetiță mică sunt de dreptul șocante. Să le auzim acum. Ei îmbla întotdeauna zgriet, vânăt, murdar și nu știu că avea un pânci mare în ultimul timp, un pânci mare și eu întrebam și pâncile ea mai două la spital, că nu ducea la spital deloc. Și cu bubi îmbla fata și ea. Doctorul i-a zis că eu găsit că era bolnav cu intestinile, nu știu. Eu mă gândesc că era bolnav pentru că ea avea, vă spun că avea un pânci mare și întotdeauna plânge și ea dacă îmbla pe drum grea și nu trece niciun control și nu mânca toată ziua, numai seara mânca când avea și mânca. Ei dădea la fată băuturi alcooli și se bea o bătie pentru că plânge și chiar am fost odată cu dânsa la Strașeni și de dimineață am fost și până aproape seara și fata nu mânca nic toată ziua și plânge, chiar am mâncat și pampers era plin. Și eu o pălepiște față că se mânză și o lăsa, îi dădea glot să mănânci, el mâncau în două glot și ieși și copilul. Zic, ce mănânci glot? Dar zic, așa e bun pentru calciu. Nu avea grijă deloc, totul păle, că nu vrea să doarmă, că nu vrea să mănânci. În ultimul timp, fata și ea nu vrea să mănânci deloc. Ținea mâncarea în gură și o spune jos. Var nu și mai mănâncă. Mam sau păle chiar și capul de ușă și dacă se duce prin companie cu băieți, îi sunt bătau și... Să mai luau la bătaie și mai păleu și fata și ea, că eu am fost, că doi odată s-au trântit și unul chicat peste copil. Eu vreau să întreb, doar scuzați-mă, dar deja cred că n-am să mai rezist mult.
Mama, am înțeles, îmbla. Fata dumneavoastră a fost bună, care a avut grijă. Atunci când ea a observat ceva, că copilul nu este sănătos, te rog frumos să-l iei copilul ăsta de mână, măcar că nu e a tău, dar te duci la un spital, nu știu, la ambulanță. Eu nu știu acum ce, dar ceva să faci. Tu, dacă vezi chestia asta și nu știi ce să faci, atunci tu trebuie să ceri ajutor. Nu contează a tău sau nu e a tău, a unui străin, dar îi du-te la medic și întreabă, doamnă doctor, ce-i cu dânsul? Ajutați-mă, vă rog frumos. Dar pe mamica o sunat de multe ori la asistență socială. Asistență socială nu. Aveți nevoie de medic, de îngrijire medicală, dar nu de asistență. Că noi toți suntem buni, că vedem ce face vecinul, dar anume te duci la medic și zici, domnul doctor, el plânge ceva. Înseamnă că nu în regulă copilul într-una să plângă, înțeleg? Eu am doi copii. Dar orice medic înțeles... trimite la medicul de familie. Ok, da, vă duceți la medicul de familie și medic, dar cineva măcar cineva să vă ajute din medic. Trimiți dintr-o parte în alta, dar măcar aveți să primiți o îngrijire medicală. Medic știeți la pașcantă situația, dar trebuie să o ducă din om, nu trebuie să ducă altcineva. Haideți totuși tu să știi? Revenim, da. Pentru că tot ce ne-a povestit sora fetei învinuite este despre mama copilului. Da, deci aici stau totuși doi oameni străini acestui copil. Dar am vrut să întreb, că o zi întreagă au fost împreună totuși. Fetița aceasta a fost împreună, să nu-i spun pe nume, da? A fost împreună cu copilul și cu mama copilului o zi întreagă. Și dacă dumneavoastră știți că ea toată ziua n-a mâncat, dumneavoastră nu v-ați gândit că trebuie hrănit copilul acesta? Și când vedeați că o hrănești cu gulot, n-ați putut să-i cumpărați o chiflă? Dar eu eram cu dânsa, eu singur nu aveam bani. Am fost la o fată și cumpăra niște pepceni și mamsa le mânca. Mâncam împreună și mamsa le-o mânca pe tăci, că zic că ei ajunge atâta dulce, nu știu ce. Ce povestește fata asta este interesant. Am câteva obiecții și momente foarte... Pentru mine, ca avocat, sunt foarte întrebătoare. Este de ce sora ei a fost închisă în casă, încuiată, și nu avea posibilitatea să iasă? Dacă asta știți, este o întrebare foarte interesantă. Pentru că noi avem prieteni răli de astea, de Nadia, și prietenul sorii mea a vrut ca să fac fată de treabă, să nu iasă cu fetele, că dacă el lăsa ușa deschisă, sorii mea să nu chema fete și făcea o gălăgie acolo sau o lua de acasă. Și el de atât am cu ei în casă, că, dar cu acordul ei. Eu aș străga, cred că, dacă aș putea. E secolul 21, centrul Europei. Și noi discutăm cazul când e omorât un copil care până la asta era hrănit cu glot. Eu n-am cuvinte, eu nu mai am nici silabe. Cert e că Nadia, mama fiicei, comportament stringent antisocial din start. Om care nu a învățat, care permanent abandona învățătura, om care nu lucrează, încuiat în casă deoarece iarăși comportamente care trebuiau să fie ținute sub control numai la nivel de la cată, adică comprehensiune și sănătate mentală nu era, ea trebuia să fie închisă. Om care a agresat, a bătut alte persoane, om care a furat, până la urmă are copil, copilul ăsta este încredințat fără nicio monitorizare din partea statului, din partea asistenței sociale, din partea vecinilor, din partea, eu cred că aici ar fi trebuit să fie un lanț de oameni care trebuie să fie trași la răspundere pentru indiferență ca minimum. Ca minimum! Iată, este strigător la cer, fiindcă până acum s-a pomenit de vreo câteva ori că asistența socială a știut despre acest caz. Deci a fost anunțată atât de eroina din platou, cât și de fica ei mai mică, au fost de câteva ori anunțate și mai mult decât atât, a venit cu replică că noi cunoaștem despre familia aceasta și noi suntem de acum săturați de ei, cam așa a sunat, da? Da? Dacă asta este un adevăr, atunci chiar este strigător. Iar acum vom vedea un filmuleț pe care ni l-a arătat bunica fetiței omorâte. Video a fost filmat când copilul avea doar câteva luni și abia s-a învățat să meargă de-a bușilea. În imagini, fetița a răsturnat un vas și este certată pentru asta. Atenție la ecran. Ești s***colul și ai dat ceaniu cu jos pe d***. Și cad sub masă, te***o, ești s***o de colo. Stai cap. Am uia și ai ridicat ceanicul la lor. Spune-mi, te rog, câte luni avea fetița acolo? Eu mă adresez ție pentru că, din câte știu, vocea din acest video îți aparține ție. Deci, anume, tu vorbeai așa cu fetița de câteva luni. Vreo 8-9 luni așa.
Spune-mi, te rog, limbajul acesta, de unde s-a luat și până unde pentru un copil de 8 luni care puțin probabil că înțelegea ce îi spuneai? Probabil doar după intonație înțelegea. Doamnă, nu vă supărați. Eu vă sunt foarte recunoscătoare că ați venit astăzi aici, pentru că sunteți singurii oameni care au acceptat să vorbească. Și ceea ce ne spuneți este foarte și foarte important, toate aceste detalii. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dacă știți dumneavoastră să vă explicați de ce fetița aceasta, aparent foarte ok, educată, aici vorbește cu noi așa, când o auziți în acest video vorbind cu un copil de 8 luni, în halul ăsta, ce credeți? Așa ați vorbit și dumneavoastră cu copiii voștri? Nu am vorbit eu așa și fac cu dânși. Ați zis că fetele voastre mai mari l-au crescut pe băiatul mai mic, pe fratele lor mai mic. Da. Era aceeași adresare? Nu. Dar de unde ele știu aceste cuvinte? Nu știu, și eu cu Nadia, Nadia le mai chema vinița până la mine și le mai ducea pe la Nadia și eu nu știu niciodată vorbile astea. Zi-mi, te rog, ce te-a făcut, chiar și la 16 ani, ce te-a făcut să vorbești așa cu un copil? Că mă enervam că era rău fetița așa. Dar m-am tot așa vorbit. Rea în ce fel? Rea că vărsa atât, strica îmbrățul. Nu sta locului. Da. Dar este adevărat că mama fetiței în acest video era lângă tine? Da. Și ea știe de videoclip. Și eu... Ea cum reacționa? Nu mă interesează deja videoclipul. Cum reacționa ea când tu îi te adresai copilului ei în halul ăsta? Ea se râdea și ea și sorsă. Când stătea și uita în telefon când stătea lângă mine, dar pe urmă l-a văzut că l-a întrămâns. Eu ți-l-a întrămâns pe Messenger și l-a întrămâns și nu ce nică. Tu spui că te-ai enervat. Ce înseamnă te-ai enervat? Cum, ce așteptări aveai tu de la un copil care are câte luni? 6 luni avea? E ce trebuia să vă facă ordine în casă? Să-ți pună vasele pe masă? E un copil mic care el normal se comportă și asta e ceva normal ca copilul să nu stea locului. Dar zi-mi, te rog, eu înțeleg că acest limbaj era obișnuit pentru acest copil, da? Deci voi, cam toate prietenele mamei acestui copil se comportau așa. Da. Ea mânca și bătaie atunci? Pentru fleacul nu, ăsta? Nu, de la noi nu mânca bătaie, la prieteni este nu. De la mamă să mânca bătaie. Deci tu vrei să spui că după aceste cuvinte n-ai plesnit niciodată acest copil? Nu, dar eu nu bătem, așa nu. Mai zicem că ce o prostie, că era rău, dar... De bătut nu bătea, mă sau bătea. Este adevărat că sora ta a contactat-o pe Nadejda, mama fetiței, la scurt timp după decesul ei? Da, pe internet. Hai să vedem cine-i povestit despre asta, atenție. Ei deloc n-avea de gând să ducă eu scris de-am îți că Nadia a venit o fată și un băiat și... O lua cu chilul tău. La sora mea a vrut să vadă măcar dacă e să faci și față ceva și tot îi zice, pânsara îi zice. Ven în coala, încerci să cătăm copilul, să ducem la Chișinău să-l cătăm, vor să încerci să... M-am zis că nimeni e tot una și ne l-a dat așa să răspundă. Nadia stătea și beie și zice că ei cred că mama a venit să o iei, că mama vrea să mă leșească de copil. Sara m-a sunat Nadia și ne-a spus că eu am sunat la poliție și am zis că fata mea a dispărut. Și ei ne-au zis că azi vă chemi la poliție și eu am zis că bun. Și a venit poliția în seara și era 29 la noi, acasă, și noi nu eram acasă, noi eram la Hâncești. Și am mai mică ne-au zis că trebuie să vă duceți la Chișinău la poliție. Mama este efectiv omul care a născut-o și atât. Dacă să discutăm despre atitudinea ca mamă, deci presupunând fiecare toți dintre noi având copii, crescând copii, și știm ce obligații există și ce probleme apar, aici nu e nicio problemă. Aici nu există, cum s-a exprimat cineva acum în platou, cu mai, nu știu, un animal, nu știu, un șarpe pe lângă casă și ai grijă de el mai bine decât să avea grijă de copilul ăsta. Cu părere de rău, din partea mamei. Și respectiv, toți ceilalți figuranți care chipurile sunt prietenile mamei, au preluat aceeași abordare a subiectului. Ne jucăm cu un cățeluș a nimănui. Cam așa-i.
situația. Și eu vreau am impresia să fac o mică, că cățelușul e prea bine spus, e o minge de bâtă. Da, și dacă vreau să tot căutăm un pic aici, ar fi foarte bine ca cineva să se autosesizeze, să invite doamna dată la audieri și să se ia descifrările telefonice de câte ori s-a sunat la asistența socială, de câte ori s-a raportat situația dată și de ce nu s-au luat atunci măsurile de rigoare. Uitați-vă, acolo este o problemă care încă nu e nerezolvată și nu o să o rezolve nimeni, nu o să se ducă nimeni să scrie plângerea asta. Aici trebuie organele de drept să se autosesizeze, să o identifice, să-i caute pe cei, să scoată toate descifrările și atunci să vedem prima sursă aia care, de fapt, acum, la moment, e foarte important. Foarte important. E fașă live în fiecare seară cu muzică. Stăm la bal, băluim, da. Căutăm de viață. Vă dați seama și mediul. Peste 9 luni naște și copilul va avea aceeași soartă. Mama este pasibilă de răspundere penală, lăsarea în primejdie. El spunea că nu vrea să ducă în sat pentru că părinții ce le faci în tot felul, le bate și le alungă de acasă, așa zicea. Cum trebuie să crește un copil ca să-l crește atât de criminal? Fiecare ceva știe, dar toți tac. A venit momentul să o auzim pe mama copilului omorât.